Călătorie spre centrul Pământului. Cât de îndepărtată pare ziua aceea când a început această aventură, acea zi nefastă petrecută pe malurile Elbei. Plecați! Lăsați-le și pe cele mii să ciugulească câte ceva nesătulelor! Lasă-mă să încerc și eu! Foarte bine. Mă iubești, Graubăn? Știi bine că da. Atunci mărită-te cu mine. Bine. Da? Oh, Graubăn! Dar mai întâi trebuie să avem permisiunea unchiului tău. Nu uita că sunt sub tutela lui. Da. Da, presupun că trebuie să o cer, nu? Unchiul meu e în birou, Marta? Și se poartă ca un nebun. Refuză să mănânce, să bea. Și totul din cauza unui pergamen stupid pe care l-a descoperit. Axel? Da, unchiule? Nu sta acolo la bârfă, băiete. Ce e aici, piața de pește? Vino sus imediat. Da, unchiule. Vezi? Care e scopul, Axel? Îmi spui, te rog? Scopul cui, unchiule? Să fiu binecuvântat cu cea mai strălucită minte de la Leonardo încoace și să mă găsesc blocat din cauza unei simple criptograme? Ce criptogramă, unchiule? Asta! Nu sta așa, băiete! Privește! Nu că aș crede că vei putea rezolva ceva. Deși, fiind înrudiți, presupun că uneori mai ai câte o sclipire de inteligență. A căzut dintr-o carte scrisă de Snorro Turlson, marele scriitor islandez. Islandeza e o limbă pe care o vorbesc fluent și probabil mai bine decât majoritatea lor. Cred că ai mai spus asta o dată sau de două ori, unchiule? Dar asta nu e opera lui Turlson. A fost scrisă de Arne Saknussemm, legendarul explorator din secolul XVI. Dar de unde știi, unchiule, dacă nu ai reușit încă să o descifrezi? N-am reușit să descifrez criptograma. Însă numele lui este ușor de recunoscut dedesubt. Și dacă Saknussemm s-a chinuit atât să o facă greu de descifrat, înseamnă că are un conținut extrem de important. Ai încercat să ții pergamentul la lumină și să-l citești invers, unchiule? Ah!
Și de ce naiba aș face ceva atât de infantil? Dacă ai fi încercat, unchiule, ai fi descoperit că e foarte ușor de descifrat. Acum că am rezolvat această problemă, aș vrea să-ți vorbesc despre ceva, de fapt. Îndrăzneț călător, cobori în craterul lui Snefelsiocul, peste care va cădea umbra lui Scartaris înainte de calendele lui Iulie, și vei ajunge în centrul pământului. Eu am făcut asta, Arne Saknussemm. Snefelsiocul? Este un vulcan stins în Islanda. Și e foarte interesant, unchiule. Dar cealaltă Uite, problemă... Vezi? Unchiule! Ești încă aici, băiete? De ce nu-ți faci bagajele? Bagajele? Plecăm mâine! Unde? Aici. Dar asta e departe. Și cel mai rău e că plecăm mâine. Mâine? Dar abia ne-am logodit. Și încă ceva. Eu, unchiul... Doar nu a refuzat. Nu, dar era așa de încântat, știi cum e... Oh, Axel, nu i-ai spus! N-am avut ocazia! Axel! Grauben! Axel, urcă! Plecăm! Imediat, unchiule! Axel! Poate totuși vine. Oh, Axel! Grauben! Am crezut că nu vei mai veni! N-am vrut, dar... Axel, hai deodată! Toată lumea la bord! Oh, orice s-ar întâmpla, te voi iubi întotdeauna, Grauben! La revedere! La revedere, Axel! La revedere, Grauben! Și eu te voi iubi mereu, Axel! Și eu te voi iubi mereu, Axel! Și așa am luat vasul din Hamburg, am navigat spre vest, nord-vest și apoi spre Atlanticul de Nord, un ținut al ghețarilor, spre Islanda, un tărâm al ghețarilor și al vulcanilor. Iată vulcanul Sniffles, Axel. Și va trebui să-l escaladăm înainte de prima zi a lui Iulie, dacă vrem să descoperim poarta către centrul pământului. Da, și acum dacă... Mă scuzi. Draga mea, Grauben, am ajuns în sfârșit la Reykjavik, după o călătorie minunată. Oricum rămân convins că alergăm după cai verzi pe pereți. Dar unchiul meu refuză să discute ceva, inclusiv logodna noastră, până ce nu-i va fi satisfăcută curiozitatea despre acest pergament. Hai, Axel! N-avem timp de pierdut! Dar nu plecăm în clipa asta! Nu, Axel! Și nu vom pleca până nu vom găsi un ghid! Bine. La Sneffels? Da. Și apoi spre centrul pământului.
Mâine. Da, o voi face. Deci ăsta e uriașul cu care va trebui să mă înfrunt. Și e sigur că e stins, așa-i unchiule? Da, băiete, sunt foarte sigur. Ce-a fost asta? Doar un cutremur mic, băiete. Nu trebuie să te alarmezi. Să urcăm, domnilor! Să urcăm! Voi muri. Da. Să-i se întâmple ceva? Dar ce-ar putea să-i se întâmple, draga mea, Groban, cu profesorul Lidenbrock la cârmă? Poți să ne lași, Hans, mulțumim. Așa. Iată ne ajunși, domnilor. Și mai avem încă o zi până la calendele lui Iulie. Așa vom aștepta până mâine la prânz. Și când umbra acelui vârf va ajunge pe crater, ne va spune pe ce horn va trebui să coborâm. Dacă va ieși soarele mâine. Ei, dragul meu, Axel, ce pesimist ești! Mâine va fi vreme bună, foarte bună! Avem cuvântul tău în privința asta, nu-i așa, unghiule? Au mai rămas doar 2 minute. Și după asta va trebui să așteptăm un an întreg ca să o luăm de la capăt. Nu pot să cred. Chiar nu pot să cred. Ascultați! Nu aud nimic. Exact. Înseamnă că s-a oprit ploaia. Priviți! Iese soarele, unchiule! Haide! Haide! Da! Da! Uită-te la asta, unchiule!
intrarea domnilor spre lumea din adâncuri. Hai să coborâm, băiete. Nu ți-e frică, nu-i așa? Bă, sigur că nu. Ai ajuns. Ești bine acum? Da. Bun. Ei bine, domnilor, se pare că am ajuns. Și mâine, după un somn bun, va începe călătoria noastră. Dar în ce direcție, unchiule? În direcția asta, bineînțeles. Păi, dacă nu mă înșeală privirea... Va trebui să găsim apă proaspătă în curând, unchiule. Sticla mea e aproape goală. Nu-ți face griji. E doar o chestiune de timp înainte să ajungem la un izvor. Cavernele astea trebuie să fie pline. Privește, unchiule! Apă! Doar formațiuni de cristale în stâncă, nu-i așa? Acum încotro, unchiule. Pe aici, bineînțeles. Fundătura. Da, Axel. Trebuie să ne întoarcem și să o luăm prin celălalt tunel. Dar asta poate să ne ia zile întregi și nu avem nicio garanție că vom găsi apă. Nu avem timp de pierdut. Vom găsi apă în curând, hai să vezi. Degeaba, nu pot merge mai departe. Lăsați-mă aici și salvați-mă. Și cum îi voi explica asta lui Graubă, nu, unchiule? Poftim. Ah, da. Ah, mulțumesc. Unchiule, Hans ne părăsește. Cum? Hans! Hans!
Întoarce-te, Hans! Asta e. Vatan! Ce? Vatan! Vatan? Apă! Ne spune că a găsit apă! Veniți! Cu siguranță e apă. Dar cum ajungem la ea, unchiule? Îți arăt eu. E fierbinte, unghiule. Dar se va răci, băiete. Și atunci poți să bei câtă apă vrei. Foarte bine, Hans. Foarte bine. Și mie mi-era sete. Vezi că noul nostru prieten ne-a îndrumat spre apa de care vom avea nevoie pe tot restul călătoriei. Și cum legea naturii spune că apa curge în jos, nu în sus, urmându-i cursul, vom fi conduși spre destinație. Unchiule, cred că astea sunt... Unchiule? Hans? Unchiule, unde ești? Dacă asta e o glumă, să știți că nu e amuzant deloc. Nu! Unchiule! 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 Când acolo în întuneric, am căzut într-o neagră disperare. Oare voi rămâne aici, îngropat de viu, fără să mai văd cerul niciodată, sau pe iubita mea Graubân? Și cum legea naturii spune că apa curge în jos, nu în sus, urmându-i cursul, vom fi conduși spre destinație. Ceea ce, bineînțeles, trebuie să fac. Asta înseamnă că, urmând cursul înapoi, îi voi găsi. Uscat. Tare uscat. Așa mi-am pierdut drumul, pentru că nu am urmat apa. Ce? Ce-a fost asta? Iară s-a auzit. O împușcătură. A fost o împușcătură. Sunt aici, unchiule! Unchiule, sunt aici! El e! Aici, Axel! Aici! Venim, băiete!
Venim! Plecați de aici! Ce bine! Venim, băiete! Venim! Fii atent! Ce? Uite! Mulțumesc! Oh, Doamne, Hans! Mă ocup eu! E mort? Dar inconștient. Cobor imediat. Marea Lidenbrock. Din moment ce eu am descoperit-o, mi se pare normal să o numesc așa. Dar cum e posibil să ne fi întors la suprafață, unchiule? De fapt, băiete, după estimările mele, se pare că suntem la 80 de mile sub pământ. 80 de mile? Așa adânc? Și asta nu e nimic. Vor mai fi multe surprize de acum înainte, Axel. Dar lumina... Un mister, dragul meu, Axel, pe care până acum nici măcar inteligența mea ascuțită n-a reușit să-l descifreze. Dar nu mă dau bătut. Vei vedea, băiete, vei vedea. Ei, cum te simți acum? Cred că bine, în afara unei dureri de cap. Bun, pentru că mâine vom avea o mare de traversat, băiete. Și cum propui să facem asta, unchiule, înnotând? Ce nu știi, băiete, e că ai fost inconștient pentru mai mult de 24 de ore. Timp în care eu și Hans nu am stat degeaba. Hai! Wow! Oh, oh, unchiule! Doamne, fascinant! Asta înseamnă că aici trăiesc oameni? Ce crezi? Dragul meu, ai în față craniul unui om ce a trăit în perioada quaternală. Un contemporan al mastodonților. Tipul ăsta a murit acum mai bine de 100 de mii de ani. Și cum s-a păstrat atât de bine? Evident, din cauza unor agenți din Sol, nu crezi? O să mă informez imediat ce ajungem la Hamburg. Bine. Axel,
În timp ce Hans încarcă proviziile, putem face o ultimă explorare, nu-i așa? Uite, ciuperci, unchiule! Asemenea ciuperci n-a mai văzut nimeni, Axel. Ce faci asta, unchiule? Venea de undeva de sus, cred. Și asta? Pare să fie... Dar e imposibil! Am trăit să o văd și pe asta! Mastodonți în viață! O, unchiule! Băiete, îți dai seama că ceea ce am văzut noi nu s-a mai văzut pe suprafața pământului de aproape 100.000 de ani! Dar poate fi periculos, unchiule! Prostii! Nu ne va ataca dacă nu-l speriem! Eu cred că o vor face! Fugi, unchiule! Oh, Doamne! După estimările mele, marea asta n-are mai mult de 115 mile. Și totuși, am parcurs distanța asta de 3 ori și nici urmă de pământ. Și acum, nu mai bate nici vântul. Cel puțin îi putem estima adâncimea, unchiule? Hei! Urme de dinți? Ce fel de pește are dinții atât de puternici încât să lase urme pe metal, unchiule? Un fel de pește care n-a mai fost văzut, Axel, de la facerea pământului. Ce-a fost asta? Ceva mult mai periculos decât o balenă, Axel. Ce e, unchiule? Dacă nu mă înșel, un ichthyosaurus. Una dintre cele mai formidabile reptile. Credeam că au murit acum 100.000 de ani. Ca și mastodontul, ți-amintești?
Iată-l! Foc! L-am atins! Bine, dar ce fel de efect au gloanțele într-o asemenea armură? Doamne, uite-te acolo, unchiule! Acum trebuie să înfruntăm doi monștri marini. Nu neapărat, Axel. Ceea ce vezi e un Plesiosaurus, dușmanul de moarte al Ichthyosaurului. Cealaltă parte a mării ăsteia blestemate se ne ducă oriunde, nu-mi pasă! Axel! Bună dimineața, nepoate! Sper că ai dormit bine după grelele încercări la care am fost supuși. Dar, unchiule, asta e pădurea de ciuperci și ăsta e locul din care am plecat. Se pare că soarta ne-a jucat o festă crudă, băiete.
Furtuna ne-a aruncat înapoi de unde am plecat. Oricum, nu mai contează. Pluta a fost aproape refăcută și bunul Hans a reușit să ne salveze aproape toate proviziile. Și după ce vom lua micul dejun, ne vom îmbarca din nou. Vei înfrunta din nou Marea Groaznică? Dragul meu, când cineva e la un pas de a face una din cele mai spectaculoase descoperiri, nimic nu-l poate împiedica. Așa că ești drăguț să ne găsești niște apă proaspătă, te rog? Unchiule! Vino aici, unchiule! Oh, mare Saknussemm! După 3 secole, încă ne arăți drumul, iar noi, umilii tăi urmași exploratori, îți urmăm pașii. Nu sta așa, băiete! Adu lămpile! Dar Saknussemm trebuie să fi venit pe aici, altfel n-ar fi lăsat săgeata asta pe perete. Să nu uităm, nepoate, că asta s-a întâmplat acum câteva secole. Și cine știe ce seisme au blocat pasajul de atunci? Aș putea să fac o gaură. De data asta e ceva peste puterile tale herculiene, Hans. Și praful de pușcă, unchiule? Hans a reușit să-l salveze, nu-i așa? Sigur că da! Asta e, băiete! Asta e! Acum știi ce ai de făcut, Axel? Aștept până ce aprins fitilul. Și imediat ce se aprinde fitilul, ni te alături ca să putem scăpa nevătămați înainte de explozie. Da, unchiule. În cazul ăsta să mergem, domnilor. Pentru că centrul pământului ne așteaptă. Acum ne ridicăm, unchiule. Și se face din ce în ce mai cald. Da. Mi-e teamă că... Și e saburi, uite apa. Ce se întâmplă cu noi, unchiule? Bănuiesc că suntem... Suntem atrași într-un vulcan, băiete. Unul care e pe cale să erupă, aș spune. Aș spune că... Ce? Ce? Oh.
Unde suntem? Muntele ăla. Muntele numit Etna. Wow. Atunci ăsta este... Stromboli, sigur. La revedere, unchiule! O lună de miere minunată, băiete! Dar grăbește-te! Nu avem timp de pierdut dacă vrem să reluăm călătoria. O reluăm? Să știi, m-am gândit că e posibil să găsim un alt drum. Prin vulcanul Etna. Mână, vizitiu, mână, mână! Hai, hai! La revedere! A fost bună gluma, profesore. O glumă, Hans?